ai ajuns în locul potrivit. Acest eseu garantat te va ajuta să iei nota 10 la BAC. Dacă eu am putut să iau 2 din 10, pot și tu să iei. Atenție, e filmat în cadrul unui curs online live. Calitatea audio-ului lasă un pic de dorit. Însă, informațiile sunt vitale și esențiale. Succes! Bun. Alexandru Răpușnean, de cine ai scrisă? Costache Negruții. Bravo! Exact. 5 reguli vitale. Finit la 100. Maximum vreau să dai. Efectiv vreau să, ca și când viața ta depinde de opera asta. Dacă l-ai, știi pe Răpușneanu în persoană, ai știi că e foarte dur și foarte crud. Deci imaginează-ți că înveți de frica lui, dar totodată înveți ca să fii un spartan și să iei locul. Dublă motivație. Ia notițe cu pixul și foaia și mâna ta, nu cu piciorul, pune întrebări, da, efectiv, întreabă absolut orice, chiar spune-ne curiozitățile tale sau dacă știi vreo chestie în plus pe care n-am scris-o în slide sau se pare că, uite, ai putea să dau și valoare colegilor de aici cu o curiozitate, cu o informație nouă, pornește-ți microfonul și spune. Ajută-i pe ceilalți, distrează-te totodată. E vital să te și distrezi, da? Bun. Și acum, vreau să te întreb serios. Deci lucrurile astea nu le facem degeaba aici. Ca să înțelegi, le facem cu un scop. Pentru că vreau ca tu să setezi intenția. Știința dovedi că atunci când tu setezi intenția și decizi conștient să aduci o anumită energie, da? Să aduci pasiune, să aduci determinare în activitatea asta pe care o faci aici, vei aduce acel lucru. Dacă lași lucrurile la voia întâmplării, vor fi la voia întâmplării. Dacă stai cu mâna în falcă sau stai în pat și doar crezi că vei reuși să iei o notă mare la BAC, uitându-te la mine, te înșel. Pentru că aici e totul despre participare. Și vreau să aduci o energie de pasiune, de participare. Da? Întreabă-te tu însuți, cum poți să faci această activitate cu mai multă excelență. Ok? Totodată întreabă-te cum pot să mă bucur de proces. Da? Cum nu ai putea să faci fun pentru tine? Să nu fie o corvadă că stai să înveți despre Răpușneanu. Ok? Și acum, totodată întreabă-te două lucruri foarte vitale. De ce fac această activitate? De ce? Efectiv, de ce ești aici? De ce ai venit aici? Motivația ta, a doua predominant în minte. Și pentru cine? Da? Pentru cine? Pentru familie, pentru profesor, pentru tine însuți, pentru lume? Cum vreau eu să schimb educația în bine? Ok. Sunteți pe poziții? Da. Da. Da, da. Bine ai venit, Hani. Atunci să începem. Să bun. Încadrarea în specie, publicat în 1840. Ok, mare atenție. Gen epic. Aoleu, a rămas poza asta cu 30. Scoate-o din minte. Da? N-am găsit una cu 40. Dar e 40. E 30 plus 10. Fii atent că găsim o semnificație și la orice. Ok? Deci e 30 plus 10. E 18 de la majorat. Și apoi ai limitatorul de viteză 30, la care adaugi nota ta la BAC 10. Și în felul acesta reții anul, 1840. Totodată vreau să mai reții anul într-un anumit fel. Știind că este o operă pașoptistă, ok, publicată în perioada aceea anilor 1840-1848, da? Deci, practic, dacă îți cer la BAC, o să vedem imediat următorul subiect, va fi nevoie să scrii despre ea. Pentru că la bacalaureat vei avea ceva de genul. Uite, așa va suna cerința. Mare atenție vreau să ai la cum va suna cerința. Da? Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinți tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic, îți dă de ales. Da? Sau într-un text narrativ studiat aparținând perioadei pașoptiste. Ok? În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele evidențiale, trăsături de textul poetic sau textul narrativ. Te ascultăm! Sofian? Ah, da, voiam să întreb ce poezie din perioada aia avem, că nu mi-aduc aminte. Nu știu, cred că s-a scos. Nu știu nicio ce poezie era. De ce cred că erau psalmii de la Argezia. Exact. Ah, cum?
Cum așa vechi Argezit în 1840? Nu cred. Stai mă, nu are cum. Salmi de Argezit, deci Argezit s-a născut. Deci dacă el a scris Salmi în 40, asta ar fi însemnat că s-a născut în 1820, cel puțin. N-are cum, Raluca. Te contrazic. Poate Alexandrii, cel mult. Poate Alexandrii, da, da, da. Pentru că Argezi s-a născut, mare, mare atenție, cu, în 1896. Ok. 1896. Deci 96. Nu, pardon, în 1880. Iartă-mă. 1880 a murit în 1967. Cu 2 ani înainte de venirea lui Ceaușescu. Ok? Mare, mare atenție, mare, mare atenție că nu sunt salmi, dar Alexandrii cred că ar fi mers. Ok, ori să ne interesăm să vedem exact. Da, Alexandrii cred că ar fi mers. Într-adevăr, pentru că el e mai vechi. Și spun acum, în ce ani a trăit? O, 21, în 21 s-a născut, deci ar fi putut să scrie ceva clar perioada aceea. Bună întrebare, Sofian, bravo! Ok, evidențierea trăsăturilor textului poetic sau textului narrativ ales, care fac posibilă încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural, literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Ok? Și acum eu o să-ți dau, efectiv, o să-ți dau ca la un bufet suedez, mai multe lucruri în care poți să încadrezi nuvela de față. Ca la un bufet suedez, știi că nu mănânci tot ceea ce se prezintă acolo, mănânci numai ce vrea mușchiul tău sau ce îți place ție. Ok? Și la fel și aici, vreau să selectezi exact lucrurile pe care tu le consideri că te-ar ajuta să înțelegi și să încadrezi opera, să răspund la prima liniuță mult mai bine. Bun. Uite, ai văzut și bufetul suedez. Câteva secunde. Cine vrea ceva de aici, să se servească. Și ai de ales dintre următoarele lucruri. Deci poți să încadrezi doar în specie, în nuvelă. Ok. Pentru că nuvela Alexandru Pușneanu este o nuvelă romantică, da? De inspirație istorică. Și ai putea să vorbești doar despre faptul că e nuvelă. Da? Și ce înseamnă nuvelă? Că e specie epică. De ce e nuvelă? Care sunt caracteristicile nuvelei prezente? Specie epică în proză. Ok? Totodată. Două secunde, că a zburat. Vrea să fie romantic. Are o construcție riguroasă, ca orice nuvelă, și poți să spui faptul că sunt 4 capitole. Și totodată are un fir narrativ central, da? Care urmărește practic acțiunile de Alexandru Pușneanu, perspectivă narrativă obiectivă și totodată verosimilitatea faptelor, un lucru specific nuvelei. Toate lucrurile astea poți să le spui dacă vrei să încadrezi, da, în specia nuvelă. Totodată, dacă vrei să fii mult mai specific și chiar îți recomand să fii mult mai specific, ai putea să încadrezi în nuvelă romantică și practic ai da mult mai clar și mult mai frumos în fața corectorului. Pentru că, vreau să reții chestia asta, nuvela Alexandru Pușneanu este prima nuvelă istorică din literatura română, da? Și o nuvelă romantică, totodată. E o capodoperă în sine. Și hai să vedem de ce zicem că e nuvelă romantică și ce înseamnă lucrul ăsta, da? Înseamnă că e inspirată din istoria națională, da? Mai precis perioada aceea a epocii mediu, pentru că atunci a domnit Alexandru Pușneanu. Înseamnă că are un conflict, ok, da? Totodată înseamnă că are o narațiune lineară. Ce înseamnă narațiune lineară? Întâmplările sunt relatate cronologic. Bravo. Cătălin, cine a spus? Da, eu. Te-am ghicit că nu mi-a apărut aici. Bravo, Cătălin, exact. Întâmplările sunt redactate cronologic sau în ordinea în care s-au întâmplat. Poți să spui în ambele moduri, dar e corect ce ai spus. Da? Totodată, e novela romantică pentru că prezintă personaje excepționale în situații excepționale. Mare atenție! Pentru că o novelă psihologică prezintă personaje, cum este Moara cu noroc, prezintă personaje tipice în situații tipice. Dar noi nu avem o novelă psihologică. Avem o novelă romantică. Și în novela romantică, personajele sunt excepționale. Ok? Nu te întâlnești în fiecare zi
în orice carte pe care o citești cu un domnitor. Da? De aceea e un personaj excepțional. Prin faptul că era domnitor, prin faptul că era totodată o fire și o personalitate crudă, tirană, da? Și în situația excepțională în care e pus, în situația de conflict dintre el, popor și boieri și moțoc totodată. Ok? Deci, e novelă romantică și prin faptul ăsta. Și este un fapt foarte, foarte vital și cel mai specific la care, după cum ai auzit și auzit, poți să vorbești foarte mult și poți să dai și exemplu. Totodată, e novelă romantică prin faptul că are personaje construite în antiteză. Ce personaje sunt construite în antiteză? Trezirea. Care sunt cele două personaje care sunt în cea mai mare antiteză în această operă? Sunt mai multe. Dar două chiar sunt cuplul, cele... practic, chiar... Lăpușneal, nu cu cealaltă, nu știu cum o chema. Păi cum? Că era nevastă sa. Păi da, dar nu mai știu cum o cheamă. Domnița? Asta știu că era domniță, dar nu știu cum. Ruxandra. Așa, bine. Da, da. Și când mereu când spui despre antiteza dintre personaje, e vital să spui și trăsăturile care, la care erau ele. Adică în antiteză, da? El era foarte crud, da? Iar el era foarte blândă, dacă este antiteză. Că altfel n-ar mai fi antiteză. Bun. Și totodată nu e scris pe slide, dar o altă trăsătură romantică e culoarea epocii. Ok? Totodată asta poate să fie încadrată și la trăsătură a novelei istorice. Deci, de fapt, o să vorbim despre ea în slide-ul următor. Deci, reține novela romantică, prin lucrurile acestea pe care le-am scris aici, și poate să fie încadrată totodată și la novela istorică. Da? Novela istorică este o specie literară cultivată de romantici, da? Care evocă trecutul istoric prin următoarele lucruri. Temă, și tema e clar conflictul din lupta pentru putere, da? Personaje, care sunt personaje istorice, după cum vedem, Lăpușneanul chiar a fost un domnitor. Domnitor, mare atenție, nu voivod. Voivozi avem în Transilvania, pentru cine a zis la început că a fost voivod. Voivozi avem în spațiul transilvanian. În Țara Românească și în Moldova am avut domnitori. Bun. Culoarea epocii, mentalități, comportamente, relații sociale, obiceiuri, vestimentație și limbaj. Da? Deci, practic, ce înseamnă culoarea epocii, pe scurt, ca să-ți dai seama? Practic, e ca și cum tu te uiți la un film în care e colorată epoca de atunci. Și vezi, citind novela aceasta, Alexandru Lăpușneanu, nu? Vezi cum gândeau oamenii atunci, da? Mentalitatea lor. Vezi, practic, comportamentele lor. Vezi relațiile sociale. Da? Vezi obiceiurile, vezi vestimentația. Vezi limbajul pe care îl foloseau. Deci te uiți la un film istoric, cumva, da? Și ți se colorează efectiv în detaliu epoca de atunci. Bun. Totul clar până acum? Dacă ar fi să alegi dintre cele trei, tu, sunt curios în ce ai încadrat. Ai încadrat o novelă simplă și ai scris despre trăsăturile pe care le-ai văzut aici, pe slide. Ai încadrat-o în novelă romantică și ai scrie proate trăsăturile de la novelă romantică sau ai încadrat-o în novelă istorică? Ce ai scrie? În ce ai încadrat-o? Ia să vedem. Nu le putem scrie pe toate. Ba da. Bună întrebare, Hani, probabil. După voce. Ba da. Le putem scrie pe toate pentru a murdar vorbind, pentru a umple spațiul sau elegant, spunem, pentru a impresiona. Pentru că dacă le scrii pe toate corect, chiar impresionezi. Ok? Și bine, mare atenție la cei care vor să le scrie pe toate. A le scrie pe toate e un avantaj vital și important și impresionează, însă totodată îți ia timp. Și vreau să fii foarte atent și foarte atentă la greșeala pe care mulți o fac. Mulți fac următoarea greșeală la bacalaureat și vreau să notezi să-ți șulești urechile bine la ceea ce voi spune și să eviți să faci această greșeală. Mai mult ca sigur tu eviți. Mulți fac următoarea greșeală. Văd că le pică, de exemplu, încadrarea, adică să zicem cum e aici, da? Încadrarea într-o specie curent, perioadă, și ei și amintesc, mamă, ce tare, păi eu știu la asta să scriu că e și novelă romantică, știu că e și novelă istorică, știu că e și novelă, păi am ce să scriu aici, ia să scriu tot. Și tu te pui să scrii tot.
Și ghiși ce? Scrii la prima liniuță de la eseu, da? Mult, multe rânduri. Și când scrii multe rânduri, e bine, dar totodată îți ia timp. Și apoi poate nu mai ai timp să abordezi tema. Sau poate ai timp să abordezi tema și nu mai ai timp atât de mult să iei un element de structură sau două elemente de structură să vorbești despre ele. Pentru că timpul e limitat la bacalaureat. Sau dacă ai timp să le scrii pe toate, poate nu mai ai timp să te corectezi. Și asta e și mai important, să-ți păstrezi timp tu însuți sau însăți să te și corectezi. Ok? Pentru că de cele mai multe ori, din grabă, din presiune, mai apare greșeli care pot să fie corectate la o reuitare, reanalizare a ceea ce ai scris. Ok? Deci, de-aia mereu eu vă spun. Când îmi trimiți eseul pe care tu l-ai scris și știu că mai am câteva la care, pe care să le verific, mi-ați trimis și le verific clar, categoric, când îmi trimiți eseul, vreau să-mi scrii cât timp ți-a luat, câte cuvinte sunt acolo. Ok? Și dacă ți-a luat, de exemplu, 45 de minute să-l scrii, ai mai fi putut să mai dedici încă 5 minute să mai dau niște lucruri. Dar dacă ți-a luat deja o oră și 5, o oră și 10, înseamnă că poate ai insistat mai mult pe alte lucruri sau poate n-ai insistat pe alte lucruri, dar trebuie să te grăbești. Să te încadrezi, sfatul meu, în 50-55 de minute maxim. Ca să-ți rămân timp și de verificare. Bun, gata cu vorbăreara, dar a fost important să spun chestia asta, crede-mă pe cuvânt, pentru că asta e cumva un lucru care nu trebuie să se spune. Multă lume spune, scrie acolo tot, scrie cât mai mult. Da, scrie cât mai mult, dar poate nu mai ai timp să scrii ce îți cer ei. Și mai important decât să scrii mult e să răspunzi punctual și totodată să răspunzi la tot ceea ce se cer. Bun, a doua liniuță. Vorbește despre temă, dar eu mereu când analizez, încep cu elementele de structură. Ăsta e un model mai vechi și de aceea sunt 4 elemente de structură. La BAC ZCF 2 elemente de structură. Eu ți-am prezentat mai multe, la fel ca la bufetul suedez. Tu alegi pe care vrei să le scrii, care te impresionează, pe care le consideri mișto să le pui în eseul tău. Și un element de structură pe care mereu ai observat, bănuiesc că îl iau, este titlul. Da? Titlul este un substantiv propriu. Anticipă caracterul istoric al scrierii, reprezintă numele unui domnitor al Moldovei, reperabil în cronici și documente istorice, devenind personaj principal și eponim al numelui. Ce înseamnă personaj eponim? Că dă numele. Da? Titlul evidențiază încă de la început faptul că Lăpușneanu este personajul care influențează destinele celorlalte personaje. Ok? Asta vreau să reții la titlu. Da? Că el prezintă, practic, numele unui domnitor, care e reperabil în cronici și documente istorice, un domnitor care chiar a existat, nu-i ceva fictiv, și evidențiază încă de la început faptul că Lăpușneanu este personajul care influențează destinele celorlalte personaje. El e, practic, cum ți-am zis și la început, un fel de cap al epocii lui și, mai precis, al regiunii în care domnea. Bun. Hai să punem așa o mică pauză de râs, pune zâmbetul pe buze, reminder, nu-ți văd fața, dar pun pariu că ai zâmbetul pe buze. Ia uite așa și l-au imaginat unii aici. Predați-vă turcilor, o să vă batem la fel cum am făcut și cu pasnicul magazinului de blânuri scumpe, unde am dat spargerea seară. Era dur și totodată Lăpușneanu era amuzant. Mai era una mișto. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau și totodată, dacă voi nu mă vreți, nu cred că vreți nici să vă pice altceva la bac mai nașpa decât mine. Că sunt și alte lucruri mai complicate care ar putea să pice la bac decât Lăpușneanu. Bun. Hai să vedem un alt element de structură pe care poți să-l iei, și anume reperele spațio-temporale. Timpul și spațiul, da? Spațiul acțiunii sunt precizate și conferă verosimilitate narațiunii, da? Deci, avem întoarcerea lui Lăpușneanu pe tronul Moldovei, asta ca indice spațial, zona Moldovei, și a doua sa domnie, care e reperabilă. 1600, o să avem anul exact, dacă vrei să-l menționezi, deși nu e neapărat nevoie. Bun. Deci, ăsta e un element de structură scurt pe care poți să-l pui. Totodată, poți să mai un alt element de structură, și anume
conflictul. Conflictul este complex și pune în lumină personalitatea puternică a personajului principal. Asta vreau să reții. Și de trei tipuri. Da? Politic, care e conflictul principal al novelei, da? După aceea există un conflict secundar, care nu știu exact dacă putem să-l încadrăm neapărat tot la politic, mai mult ca sigur nu-i politic. E un conflict pe care eu l-aș identifica ca un conflict între prieteni, între aliați, da? Dacă să ne gândim la conflictul dintre Lăpușneanu și Moțoc, și mai există doar un conflict social. Da? Deci, cel politic, între cine se desfășoară? Spune-mi tu, te rog. Hai să scriem aici. Hai. Cel politic. Lupta între cine și cine? Lupta pentru putere între cine poate să fie? Hai, trezirea. Între boieri și domnitor. Ok? Deci e simplu. Există conflictul acesta politic între boieri care vor, practic, să-l dea jos de pe tron, da? Și domnitor, care nu vrea să plece. Ok? Clar pentru toată lumea? Da, ia să ne scrieți încet. Cine a citit această operă? Nu facem aici poliție, dar așa de curiozitate. Ia, am primit un mesaj aici. Eu, bravo, Raluca, eu. Ok. Bravo, Violeta. Și eu, dar a trecut ce atent. A trecut în clasa nouă. Am citit acum o lună, că am văzut că e scurtă. Chiar e scurtă. Și reprezentativă pentru tine ca român. Stai moldovan. Moldovan. Bun, dacă ai citit, măcar spune ceva când vine vorba de răspuns. Pentru că suntem aici să învățăm. Și vreau să te aud verbalizând sau scriind. Eu sunt foarte atent la chat, așa că te invit să scrii. Bun, avem conflictul acesta între domnitor și boieri, da? Deci, vreau să rețin că, ca o mică paranteză, nu neapărat atât de vital, dar e important să știi că impunerea autorității domnești în fața boierilor a constituit în secolul al XVI-lea un factor de progres. Da? Faptul că boierul, practic, putea să se impună celor care... Două secunde. Cam la două. Ok. Faptul că boierul putea să se impună în fața, faptul că domnitorul putea să se impună în fața boierilor, era practic un factor care arăta că noi, ca țară, sau mai precis noi ca regiune, dacă suntem la Moldova, progresa, da? Pentru că exista cumva o ierarhie. Ok. Și mai vreau să reții faptul că în cazul de față, impunerea aceasta a domnitorului în fața boierilor este de cele mai multe ori sângeroasă. Da? Și dură, din păcate. Da? Cu acte de ucidere, cu acte care fac persoanele să aibă de suferit. Conflictul secundar. Ok? Între cine se realizează? Între cine crezi că se realizează? Lăpușneanu și Moțoc? Bravo! Da. Boierul care îl trădase, practic, este Moțoc, da? Și în conflictul secundar ni se ilustrează nouă dorința de răzbunare. Ok? A domnitorului. Final anunțat în capitolul al treilea. Și știm ce se întâmplă, o să vedem. Și conflictul social? Lăpușneanu și Luxa. De jos versus cei de sus? Bine. Deci dacă vorbiți unul peste altul, voi înțelege efectiv fiecare lucru. Să mai faceți asta mereu. Mai spune dată pe rând. Spune tu Rareș, cred că ai vrut, nu? Să spună și apoi Sofian. Sau cine, sau Cătălin, de fapt, cred că a vorbit. Și acum tăceți amândoi la singură. O să spun eu? Da, spune. Conducerea versus plebea.
conducerea versus plebea și la conducere, când zici conducerea, cine te referi? La Pușneanu și boierii, că lumea era supărată pe ei în general. Aha, da, am putea spune, da, conducerea, practic, da, da, știi că, da, lumea era supărată pe ei în general, dar ei doi nu sunt la pachet. Adică Lăpușneanu face în așa fel încât să se distanțeze de boieri. Și să, asta să-i face șmecheria aia atunci și până la urmă dă capul moțoc, da. Exact, exact. Păi da, da, lumea rămâne păcălită și conflictul social, lumea până la urmă n-are nimica cu el în final. Da? Deci, da, da, înțeleg și perspectiva ta. Cătălina, ai vrut să spui și tu ceva, te rog, te implor, te petă. Eu am spus că ar fi fost între Lăpușneanu și Ruxandra, dar nu știu dacă se leagă. Nu se leagă. Dar e bine că ai testat și această variantă. Ei nu prea se ceartă așa, știi? Eu cam sperie pe ea când îi face cadou pe tavă, cap de morți, da? Dar nu, n-au un conflict. Și mai important, nu e un conflict social. Deci conflictul social e între boieri și popor, da? Se limitează practic la revolta mulțimii din capitolul al treilea. Ok? Foarte bine. Da. Ați spus foarte bine. Bravo. Un alt element de structură pe care poți să-l iei este narațiunea și modul specific în care e realizată în această operă. Deci, narațiunea se realizează practic cronologic, se desfășoară cronologic, ok, linear, prin înlănțuirea secvențelor narrative și episoadelor. Asta fiind și o particularitate narrativă romantică. Ok? Echilibrul compozițional este realizat prin organizarea textului narrativ în 4 capitole, care fixează momentele subiectului. Capitolele poartă un motto cu un rol rezumativ care constituie replici memorabile ale personajului. Lucrul ăsta îl întâlnim foarte rar în opere. Practic, să avem fiecare capitol care începe cu un fel de citat în zilele noastre, am putea spune, dar un motto rezumativ cu o replică memorabilă a personajelor. Cine a citit cărți de dezvoltare personală, de motivaționale și așa mai departe, știe că în momentul de față există tradiția asta să înceapă autorul cu fiecare capitol cu câte un citat motivațional. Uite pe Costache Negruții, l-a luat-o înainte. Și de la el cumva am putea spune că s-au inspirat, pentru că el începe fiecare capitol cu un motto rezumativ, da? Care constituie practic replici memorabile ale personajului. Ok? Bun. Și aici totodată la narațiune ai putea să amintești și de perspectiva narrativă, care cum este? Cum poate să fie perspectiva narrativă? Obiectivă. Exact. Doar două variante, era obiectivă sau subiectivă. Bun. Totodată ai putea să vorbești și despre narator. Da? Naratorul care este detașat, omniscient, omniprezent și sobru. Ok? Și el totodată intervine direct prin câteva epitete de caracterizare. Pentru că mi se face o caracterizare lui Lăpușneanu, și asta e făcută de către naratorul nostru. Ok? Care, deși e obiectiv și detașat, intervine prin aceste caracterizări. Și cum reții caracteristicile astea ale naratorului? Uite, ți-am făcut așa o mnemotehnică. D vine de la detașat, O de la omniscient, omniprezent, S de la sobru, DOS. Și am pus din nou acelea ăștia care stau cu DOS-ul la tine. Și sunt și patru, vezi? Unul pentru fiecare, pentru fiecare literă, da? Deci detașat, omniscient, omniprezent și sobru. DOS, ce? Și mai e și ce? Pentru că el caracterizează prin epitete, da? Intervine, practic, caracterizând personajele prin epitete. Caracterizare prin epitete. De la asta vine câte. Ok? Bun. Sper să te ajute această tehnică de memorare. Poți să spui atunci ce înseamnă său? Da, sigur. Sobru. Deci era, serios. Deci era detașat, omniscient, omniprezent și sobru, da? Bravo, că le-ai și spus pentru colegii tăi. Bravo. Da, deci detașat, omniscient, omniprezent. Detașat adică, practic, păstrează distanță, da? Omniscient, omniprezent,
omniscient, știm ce înseamnă, dacă știe tot, omniprezent, că e prezent peste tot, dar e prezent la toate faptele, și sobru, adică are un stil dur, un stil serios. Ok, nu se joacă, nu ia peste picior, ca cum face Caragiale pe personaje și mai departe, da? Și că e, da, că intervine direct prin câteva epitete de caracterizare. Ok? Că caracterizare și epitete. Bun. Hai să vedem tema novelei. Dacă ai fi să spui care e tema novelei, care crezi că ar fi tema novelei noastre? Cine a citit-o? Puterea. Scurt, puterea. Puterea infinită, cum avem noi aici. Puterea, zice tu, Sofia, nu? Da. Ok. Conducerea, adică, bine. Dorința astăzi... de putere. Da, da. Dorința de putere diferită de lupta pentru putere. Pentru că e mai mult lupta pentru putere. Da, în epoca medievală. Asta e tema. Ai fost aproape, bravo. Și vreau să reții faptul că evocarea artistică a celei de-a doua domnii a lui Alexandru Răpușneanu, 1564-1569, treține anii, dacă vrei, evidențiază lupta pentru impunerea autorității domnești. Și totodată putem spune că în tema noastră sunt evidențiate totodată consecințele deținerii puterii de către un domn crud și tiran. Da? Și vreau să reții asta, că e vital. Avem și consecințele deținerii puterii de către un domn crud și tiran. Nu numai lupta pentru putere, ci și consecințele deținerii puterii de către un domn crud și tiran. Ok? Și înainte să treci la liniuța în care ți-e cer secvențele, hai să vezi liniuța, ca să ai ideea exact. Deci aici, la a doua liniuță, prezentarea temei reflectate în textul poetic prin referire la două imagini idei poetice sau la două scene secvențe semnificative. Ok, asta cere, asta le spui. Deci ai nevoie de două secvențe prin care să susții tema. Și putem să luăm o secvență semnificativă. Secvența ospățului de la palat, da? În care este pus la cale planul diabolic al lui Răpușnean. El invită pe boieri la ospăț, da? După biserică, boierii participă la ospăț și sunt omorâți vinovi din Răpușnean. Apoi, Răpușneanul alcătuiește piramida de capete tăiate pe care o arată Ruxandru. Iar ea, la vederea piramidei, țipă și leșină. Alexandru reacționează, femeia tot femeie. Da, clasic, stereotipal. Ideea e în felul următor, că ce am făcut eu aici, dacă scriam doar chestia asta, la BAC, crezi că primeam punctaj? Nu, spun eu. Pentru că doar am făcut o mare și frumoasă povestire și n-am făcut legătura dintre această secvență și tema operei. Ok? Deci e important, în primul rând, să introduci secvența printr-un conector specific și vreau să-ți notezi. Da? O secvență semnificativă pentru a ilustra tema luptei de putere, luptei pentru putere, este secvența ospățului de la palat. În această secvență sunt prezentate cele două părți care se luptă pentru putere. Răpușneanu și boieri. Alexandru Răpușneanu reușește să-și pună în aplicare planul diabolic de a se răzbuna, invitându-i pe boieri la ospăț. Și apoi poți să scrii lucrurile pe care le-am spus aici. Și să exprimi, să povestești. Ok? La BAC nu se cere să spui povestiri, se cere totdeauna să arăți corectorului de ce scena aia, secvența aia pe care ai pus-o, e semnificativă. Și cum i-arăți decât prin conector. Mare atenție! În încheierea secvenței, niciodată, nu încheie o secvență cu un citat sau cu un comentariu referitor la secvență sau cu o povestire. Nu.
La fiecare secvență e nevoie să faci o mică concluzie. Ok? Ce înseamnă să faci o mică concluzie? Practic să îi reiei, să îi repui corectorului tău, care o să-ți corecteze lucrarea, să îi repui în față faptul că secvența asta e semnificativă și de ce e semnificativă. Și spui în felul următor, astfel, secvența, astfel, și chiar te rog să scrii, te invit să scrii, astfel, secvența este semnificativă, deoarece surprinde modul agresiv în care se desfășoară lupta pentru putere. Care era tema operei? Lupta pentru putere. Ce secvențe selectăm noi? Că există întrebarea asta. Ce secvențe să selectez pentru eseu? Păi selectez secvențele în care se ilustrează lupta pentru putere, prietene. Campione și campioană. Ok? Și asta vreau ca tu să-i reiei corectorului. Că în caz că nu s-a prins că secvența asta are legătură cu lupta pentru putere, scrii tu, tăticule, ca să înțeleagă, da? Deci astfel secvența este semnificativă, deoarece surprinde modul agresiv, ok, în care se desfășoară lupta pentru putere. Secvența ilustrează totodată consecințele cruzimii lui Alexandru Lăpușneanu. Ok? Pentru că ne amintim că un alt aspect tematic erau consecințele. Consecințele unui domnitor tiran. Ok? Bun. Sunteți cu mine? Da. Da. Da, două persoane? Da. Bine. Sper că și restul. Ok. Deci vital să înțelegi să scrii asta. Secvența semnificativă numărul 2 este aruncarea lui Moțoc în brațele, am scăpat un rând, da? În brațele mulțimii. Ok? Planul de răzbunare al lui Alexandru Lăpușneanu este crud. Moțoc este laș în fața primeștei și se comportă tragicomic, da? În fața morții. Consecințele cruzimii sunt ilustrate din nou în această secvență semnificativă, da? Lașitatea lui Moțoc contrastează cu încrederea și curajul lui Alexandru Lăpușneanu, putând spune totodată, adăugând aici, că se aflându-se în antiteză, cele două personalități ale celor două personaje. Ok? Deci, din nou, la această secvență, ia, cine îmi spune cum am fi putut să scriem această secvență? Că aici sunt doar niște informații aruncate pe un slide. Cum am putea să facem să transformăm aceste informații într-un paragraf pe care să-l scriem la o secvență semnificativă la eseu. Hai, trezirea! Și dă voce. Vreau să-mi face efectiv cu conector la început și apoi cu conector de reluare a informațiilor la final. O ia las la calculatorul dacă nu începem câteva secunde. Ne-a spus cineva încet. Mie nu-mi dă voie să-mi deschid microfon. Doamne, deci Alexandra. Doamne, e Lăpușneanu la mijloc, cum înseamnă. Că altfel tu ai fi spus. Și ia uite-mă, până acum, Alexandra, ai pierdut toată conferința. Tu probabil că vrei să răspunzi non-stop și ăștia nu dă voie să deschizi microfon. Au ceva cu tine. Ia. Ask to unmute. Hai. Ia vezi că ți-am dat acum ask to unmute. Ai permisiunea să vorbești, toată lumea are permisiunea. Nu. Tot nu cred că-ți mergea. Tot nu. Bine. Scrie încet. Dacă... Nu știu de ce, probabil că e de la telefonul tău. Dar ce spune Zoom-ul, scrie Zoom-ul, nu, you're not allowed to open the microphone. Pentru că celorlalți le merge. De asta mă mir. Hai, campioane și campioană, trezirea.
Cum transformi acest? Și de la laptop sau de la telefon. Că și eu am plăcit și am ieșit, m-am deconectat și până m-am conectat iarăși și mi-a dat voie. Uh-huh. Bine că ne-ai zis. Poate să se deconecteze și să conecteze iar. Și o să dea voie. Iauzi ce zice. Ce zice Valentin. Eu am pățit. A, și ție spune la fel, a? Că n-ai voie să deschizi micul. Mi-a dat voie. Și tu, care ești o persoană foarte vocală, ai zis, nu pot să permit asta. Să nu mă lase pe mine să îmi deschid microfonul. Ia că e simplu. Să rezolv cumva. Bravo, Valentin. Hai, trezire, hai să ne spună altcineva. Hai, campionă și campionă. E bine, cred că insist aici și n-aș vorbi doar eu, pentru că vreau să înveți niște lucruri și le înveți atunci când dai voce. Hai! Încă a ieșit aici în chat și probabil că va intra. Deci, doar prima propoziție? Și ultima. A, scris deja Violeta. Nu, poți să zici și tu, dar nu te uita și zi. Ok, eu o să oprim o a doua secvență semnificativă pentru tema, care ilustrează tema luptei pentru putere. Este Bravo. Aruncarea lui Moțoc în brațele mulțimii și surprinde curuzimia domnitorului. Bravo, exact. Da, exact. La astfel, la ultima propoziție, cum închei secvența, te rog? Poți să încerc eu? Nu, aici nimeni nu încearcă, aici toată lumea reușește până la urmă și face tot posibil să reușească. Da, ok. Stai să termine Hani. Ne spui, Hani? Că cum închei? Da, cum închei secvența. Să reiau ideea. Eu reiau și te rog, să auzi și eu cum o rei. Astfel, mereu se încheie cu astfel sau așa, dar... Deci un conector de reluare, de concluzie. Acestea fiind curse. Este semnificativă, deoarece surprinde modul agresiv în care se desfășoară lupta pentru putere. Bravo, exact. Exact. Și sau și mai specific aici, ai putea spune astfel, secvența este semnificativă, deoarece surprinde modul agresiv în care sunt pedepsiți cei care vor să preia puterea contrar voinței lui Alexandru Răpușneanu. Înțelegi? Te adaptezi. Da. Bravo, bravo. Perfect, mersi. Foarte bine, foarte bine. Bravo. Rare, tot posibil să reușești și tu, ia. Rareș? Da, scuze, n-am auzit că iesești numele. Bagă și tu, că tu știu că vrei să reușești, nu? Da, v-am să zic mai mult pentru încheiere, dar... Bagă tu pentru încheiere, ia, ce ai fi zis tu în încheiere? Nu știu, aș fi zis astfel, ilustrând informațiile, stai așa, cum să zic aici... Astfel, prezentând informațiile anterioare, astfel din informațiile anterioare reiese faptul că reiese consecințele cruzimii lui Lăpușneanu, la așteptarea lui Moțoc, care se contrastează cu încrederea și curajul lui Alexandru Lăpușneanu și cruzimea planului de răzbunare. Cam așa, ce aducem asta. O făcui pe loc, cred că nu chiar așa, dar... Bravo, 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 bravo că ai vrut să faci asta și foarte, ai spus bine. N-aș folosi cuvântul informații anterioare pentru că nu sună neapărat a limba română, sună mai mult a logică. Da, ăsta a venit pe loc. Da, am înțeles, dar te-am zis ca să știi. Ok, și mare atenție să pui focusul neapărat pe cruzime,
cât pe lupta pentru putere și consecințe. Pentru că dacă ți-ar fi cerut caracterizare, ai fi putut să pui focusul în încheiere pe cruzime, ca trăsătură, ca să-i trăsătura lui principală. Da? Dar îți cere tema și viziunea și, practic, susții tema și viziunea. Bravo, hai să citim aici, ne-a spus și Violeta. Te felicit, Violeta, pentru că ai vrut să scrii. Bravo ție, te felicit din toată inima. A doua secvență semnificativă este dată de aruncare din motor cu brațe emoțimii și totodată sunt rezultate consecințe de cruzimii ale domnitorului. Bravo, ai înțeles ideea, da? Să nu punem focusul pe consecințe. Bun, hai să mai spun un lucru foarte vital. Tot la secvența asta semnificativă, numărul 2, ai mai putea să mai zici și de aceste detalii. Da? Și de asta ți-am mai zis puțin și în început, dacă ai fost atent și mai mult, sigur, ai fost și atentă. Și vreau să rețin. Noastre. Stăpânește psihologia maselor. Și poți să-ți dai acest citat. Proști, dar mulți, răspunse răpușneanul cu sânge rece. Să omor o mulțime de oameni pentru un om n-ar fi păcat? Pentru a le atrage simpatia, îl elimină pe moțoc, țapul ispășitor și am putea spune cauza tuturor suferințelor poporului, între ghilimele, cauza, că nu era el cauza. Da? Sub pretextul îndeplinirii voinței poporului și dirijând viclan reacția acestuia, Alexandru Răpușneanu își duce la bun sfârșit planul său de răzbunare și de eliminare a celor care l-au trădat. Ok? Asta e vital să spui. Și mai poți să mai spui că secvența surprinde cum în lupta pentru putere, cel mai inteligent și crud, pare să fie cel care are de câștigat. Și cam așa și e. Ok. Bravo, 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 bravo. Te felicit că ai fost aici și vreau să avem trei lucruri de făcut. Numărul 1 este acesta, să te pui în locul personajelor. Să te întreb, tu ce ai făcut dacă ai fost AL, Alexandru Răpușneanu? Gândește-te și scrie pe hârtie. Sau scrie încet, mai bine zis, da? Adică, vreau să te întreb următorul lucru. Ți-ai fi folosit cruzimea? Sau mai bine zis, cum ai fi reacționat atunci când, asta e întrebarea la care vreau să te gândești, atunci când poporul, boierii, ar fi vrut să te dea jos de pe tron? Cum ai fi reacționat tu? Gândește-te și scrie-mi, te rog frumos. Lucrul ăsta te ajută să înțelegi mult mai bine opera și să-ți instalezi în creier multe din informații, pentru că le personalizezi. Și asta e o tehnică pe care o folosesc mari profesori universitari pentru a reține informația pe care o învață. Nu neapărat numai la română, chiar și în istorie și în fizică. Fiecare găsește o conexiune dintre acea informație pe care o învață, care la început nu are niciun sens, găsește o conexiune dintre acea informație și ceva din experiența sa personală. Ok, de aceea te pun acum să empatizezi și să te gândești tu ce ai făcut și cum ai fi reacționat tu dacă ai fost Alexandru Răpușneanu și te-ai fi confruntat cu situația aceasta. Hai să vedem. Am o întrebare. Ce scria la ultima idee de pe slide-ul anterior? Sigur, Raluca. Dacă ai o întrebare, mai bine zi, ai și un răspuns pentru următoarea. Ok. Important să reținem la că tot a adus în discuție Raluca aici. Da? Că Răpușneanu, ce face el este următorul lucru. El se folosește de pretextul ăsta îndeplinirii voinței poporului. Mare atenție toți. Puneți focusul puțin ce zic acum. Deci Răpușneanu se folosește foarte mult de faptul că poporul vrea asta. Deci ăsta e motivul pentru care pot să ucid în masă. Da? Și totodată el, vreau să reții, mare atenție, poți să și scrii pe foaie acum, el nu e mânat și nu e motivat de dorința de a ajuta, sincer, de a servi pe poporul, de a-și îndeplini practic datoria de domnitor. El nu e mânat de aceste lucruri. Nu asta face parte din motivația sa. El e mânat și motivat
De ce anume? De răzbunare. Vrea să se răzbune cu orice preț. Practic de ego, ar putea spune. E vital să înțelegi asta. Hai să vedem niște răspunsuri. Sofian ne-a spus, chiar de posibil să nu fie vina mea, funcția pe care o reprezint trebuie să rămână cu o imagine pozitivă. Bun. Așa că aș fi lăsat pe altcineva să fie dumitor și m-aș fi retras și aș fi rămas boier simplu. Ok. Înțelegem. Mișto răspuns. Da. Practic, pui funcția mai important mai pe primul loc decât orgoliul tău. Radu. Aș folosi tot curzime. Mă răspuns opozantul lui Sofia. Deoarece locul pentru tron este unul cu un grad mare de pericole și doar cei puternici rămân la putere. Decât. Vrei să mai scrii ceva? Decât ăsta? Aș folosi tot curzime. Dar mișto răspuns. Da, vezi? Personalități diferite, răspunsuri diferite. Oamenilor nu le pasă decât de propriile scopuri nativ. Așa că pentru a fi ascultat și pentru a ajunge să câștig în fața unui public, consider că este vital să le satisfac cererile fără a le face propriu-zis ce vor. Fără a le face propriu-zis ce vor cu adevărat. Aha, înțeleg ce zici. Însă să le dai speranța că ei sunt cei de la putere. Ia uite. Ce opinii totalitare pe aici. Da. Ce judecativ ești tu, Sofia, n-am putea spune. Observând. Da. Sau etichetativ aș putea spune, că pui etichete. Păi n-am pus etichetele persoane, ci pe opinia respectivă. Da, Sofia, pe am înțeles. Am zis că ai pus o etichete persoanelor? Nu, dar am înțeles și mă bucur că cunoști aceste detalii. Da, într-adevăr, sună cumva puțin atotalitar sau amanipulativ. Dar interesant. Interesante opinii. Chiar îmi plac. Că sunt total diferite. Andra, Radu și Sofian. Trei opinii. Ah, uite, ne-a răspuns și Hani. Eu una, dacă nu sunt dorită undeva, mă retrag. Nu am putere. Nu am putere de a spune, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nu ai puterea, Hani. Dar când ai decis tu asta că nu ai puterea? La un moment dat în viața ta, să știi că nu te-ai născut așa. Că nici el nu s-a născut așa. Au decis la un moment dat că vrea să rămână acolo 9 metri roat. Și tu poate la un moment dat va fi nevoie în viața ta să-ți schimbi aceste credințe și să zici, vreau să rămân într-un loc pentru că știu că poți conduce mai bine țara sau funcția. Poate o să fii șefă a unei companii sau a companiei tale, a firmei tale. Cine știe, Hani, unde te va duce viața? Dar de ce să zicem unde te va duce viața? Și de ce și mai bine zis să spunem unde îți vei crea tu viața? Unde vei duce tu viața? Pentru că tu ești la butoane. Aș folosi, ia să mai vedem cine mai spune, Rareș. Aș fi convocat un fel de adunare a boierilor. Chiar exista la acea vreme adunarea boierilor, în care fiecare să-și exprime nemulțumirile. Iar dacă nu le putem schimba, dar totuși așa îmi dădeam, seama din exprimare, nu din opinie, cât de mult erau dispuși să, sau nu să trădeze unii dintre ei. Aha, înțeleg ce spui. Ei fi testat. Dar dacă nu eram dorit, m-aș fi retras. Puneam binele poporului pe primul plan. Hai să trecem la cacut atunci. 3, 2, 1, go! Multiselect, ar putea să fie mai multe corect. Alexandru Lăpușneanu este o novelă romantică, o novelă istorică, opera apărută în perioada pașoptistă, o novelă simbolistă, clasică. Bravo! Văd că cineva a pus și novela simbolistă clasică. Deci este și 1840, da? Deci este și varianta pașoptistă, da? Perioada aceea am zis, n-am zis 1848, nu știu de ce n-am spus mai mulți. Ok, da? Novela romantică. Dar și eu am pus aceleași
același răspuns, dar nu mi l-a luat. Ai pus 3, l-ai selectat pe astea 3 și nu ți l-a luat? Da, da. Nu înțeleg de ce. Cred că e o eroare de la ei, pentru că eu pe astea le-am selectat corecte și pe astea le arată și că sunt corecte. Da, ok. Bravo celor care ați răspuns și celor care, care ați răspuns și nu v-a luat, aveți tot respectul meu. Bravo. Așa. Raluca pe primul loc, bravo, Infinita Sofie pe 2, Hani pe 3, Raluca cealaltă pe 4 și Alina pe 5, bravo. În ce an a fost publicat? Ce răspunsuri corecte. Deci toată lumea a răspuns corect. 1840. Bravo! Vă felicit din toată inima. Și s-a păstrat clasamentul. Un singur punct îl desparte pe Sofian și pe Raluca. Și mai mult ca sigur, tu care nu te vezi aici în top, ești la fel de puține puncte de locul întâi. Deci vreau să te concentrezi pentru că poți să iei locul întâi. Hai! Succes! Quiz. Multiselect. S-ar putea să fie mai multe corecte. Titlul mă. Deci era clar, anticipă caracterul istoric al scriei, bravo. Era totodată și varianta corectă, reprezintă un nume al domnitor al Moldovei și a scris-o. Și era și asta, evidențiază cum Alexandru Pușneanu este personajul care influențează destinele altora. Da? Dacă nu ar fi pus un titlu, atât. Dacă nu ar fi pus un titlu, practic nu ar fi avut un rol atât de semnificativ, dar el dă titlul novelei. Ok, deci el e un personaj care influențează destinele celorlalte personaje. Este un substantiv comun. Trei persoane au zis că Alexandru Pușneanu este substantiv comun. Sper că e o greșeală și ai selectat rapid. Știi care sunt substantivele comune și care sunt substantivele proprii, da? Substantiv propriu e cel care definește nume de persoane, de localități, da? De firme, mai nou, ok? Deci nu e substantiv comun, să vă iasă din cap asta. Substantiv propriu, dacă scrie este un substantiv propriu, asta puteai să scrii. Și puteai să spui, să vedem că în descriere elementele de structură, bravo. Ok, ia uite, Raluca a urcat pe 3 și Andra a urcat pe 2, nu, de fapt, Andra pe 3 și Raluca pe 2, bravo. Adina has the highest answer strike. Bravo, Adina, 3 răspunsuri consecutive corecte. Super bine, ești pe foc. Conflictul secundar se realizează între Alexandra Pușneanu și pune doar numele lui de familie. Te rog. Acele persoane cu care e în conflict. Hai, hai să te văd. Motoc? Nu, dacă scrie motoc la bac, nu ți-l lua. De aceea nici eu nu ți-l lua. M-am prins. Da, e motoc. Da, 5 răspunsuri corecte. Eu n-am tastatură cu diacritice. Băi, Sofian! Doamne, să-ți iasă din cap scuzele astea, astea sunt de persoane slabe. N-am reușit, nu pot, nu există cuvântul net. Nu există... Ce? Cuvântul nu să iasă. Da, exact. Și Valentin, care e asistentul meu pe motivație. Deci chestia asta nu vreau să existe în mintea voastră. Da? Nu este despre a avea resurse, este de a fi om resursă, de a crea resurse. Ok? Ideea e clară și vreau să înțelegi următorul lucru.
dacă tu găsești în exterior, practic, scuze, nu o să poți niciodată să iei acțiune. Da? Și să schimbi ceva. Deci chestiile astea sunt super să găsești o soluție. Nu puteai să faci cumva, să ieși soluții la problema asta pe care o ai avut acum. Și să poți să pui cu tastatura cu ț. Ia, să stau un minut, să instalezi tastatura cu română și după să bag. Păi chiar atât de mult îți ia să o bagi? Dar ce ești de păi eu nu o am pe calculat pe laptop acum. Dar o să o am de acum. Bravo. Dar știi, băi Sofiane, într-adevăr, ascultă-mă două secunde. Tu ești acum de pe laptop, nu? Da, sunt de pe laptop. Ok. Eu mă gândesc că în momentul de față că puteai să găsești o altă soluție mai rapidă prin care să poți să găsești acea literă, ț. Îți vine în minte și ție? Că mie mi-a venit. Pentru că eu, ce, să caut pe net? Bravo, ești deștept acum. Tu vezi cum mintea ta s-a blocat și a zis mi-ar fi luat un minut și tot n-aș fi reușit, pentru că tu în mintea ta ai că nu pot, că nu depinde de mine, că înțelegi, n-am resurse. Nu este despre a avea resurse, ci de a fi resourceful. Da? În America au fost alegeri. Da? Mai de mult. A candidat Al Gore cu, mi se pare că, Bush. Bush Junior. O secundă. Cu Bush Junior. Și știi? Bravo! Știu alegeri respective din Florida, că a fost problemă, dar nu știu altceva. Bravo! Hai ca să vorbim puțin despre chestia asta, că uite, cum se nimerește că tu le și știi și tot tu ești omul care face greșeala aceasta. Și la o conferință TED, da, la care știți conferințele TED, dacă nu interesați, sunt niște conferințe foarte mișto. Conferințele TED sunt în care se exprimă cele mai mișto idei. Și a fost o conferință TED la care a vorbit Tony Robbins printre speakeri. Și în public, era, ghiși cine, Al Gore. Și era fix după alegeri. Și efectiv, la acel moment, a întrebat Tony Robbins, de ce nu ați reușit în viața voastră să vă atingeți scopul? A întrebat la general. Și multe persoane au răspuns că n-am avut timp, n-am avut bani, n-am avut susținerea părinților, au spus unii. Că a întrebat o întrebare generală la care tot publicul putea să răspundă. Președintele Al Gore, candidatul la președinție care a ratat, din păcate, funcția, ce a răspuns la întrebarea asta? I didn't have enough court justice representatives to support me. Asta a răspuns. Că știi că ai și zis foarte bine, Sofian, ia explică pe scurt care a fost problema acolo, dacă știi. Sofian? Ce, că în Florida efectiv s-au numărat voturile și după s-au contestat. Exact, și s-au dus practic, s-au dus, erau cumva la egalitate, sau era foarte mică diferența, s-au contestat. Păi era fix statul care făcea diferența. Exact. Și s-au dus la un fel de curte supremă de justiție în care o altă parte decidea, da? Deci practic și Al Gore, la fel cum Sofian a zis aici, a dat vina pe resursele din exterior, că nu a avut ceva. Dar ce i s-a răspuns lui din public? Ce i-a spus marele speaker motivațional Tony Robbins? I-a spus, Al, hai să fim serioși și să fim sinceri unul cu celălalt, noi doi. Ia uite de tu puțin la tine, cum ai vorbit acum 4 luni, acum 3 luni, acum 2 luni, dar când practic țineai discursuri în fața potențialilor alegători, da? Cât de motivat erai, cât de determinat, cu câtă pasiune vorbeai. Și uite-te, te rog frumos, la tine, Al Gore, cum ai vorbit în ultima lună? Sau mai precis, în ultimele 3 săptămâni. Observi o diferență? Și el a stat așa puțin pe gânduri și a zis, da, performanța mea a scăzut, n-am mai dat atât de mult din mine în
n-a mai dat infinit la sută, asta zic eu, dar n-a zis nada, mai n-a mai dat maxim. Da? N-am mai vorbit cu atât de multă pasiune cum am vorbit la început, mi-am mai pierdut din dorința aceea. M-am culcat pe ureche că am văzut că am suficient de mulți alegători și am zis că am locul asigurat și n-am mai dat maximum. Da, deci nu a fost practic vina Curtei Supreme de Justiție sau a reprezentanților acolo care au votat, ci tot vina lui a fost, că nu a mai dat maximum. La fel cum și aici, fiecare dintre voi e responsabil pentru succes, ok? Fiecare dintre voi e responsabil pentru a-și crea viața și nota dorită. Dacă dai vina pe resurse din exterior, nu o să reușești niciodată, sau pe factori din exterior, nu o să reușești niciodată să schimbi viața. Dacă tu ți-asumi că e vina mea și atunci poți să schimbi ceva. Dacă tu decizi că poți să creezi resurse când nu ai resurse, atunci poți să schimbi ceva. Hai să mergem mai departe. Am făcut o mică teorie aici, dar e important pentru viața voastră. Și bine că am făcut-o, că uite, Adina și Hania au urcat în clasament. Rare și has a strike with 4 correct answers. E bine, e de bine. Hai să dăm cu următoarea întrebare. Multi-select. Double points. Sunt puncte duble, am mai băgat și cu puncte duble, că vreau să văd clasamentul cum se schimbă. Deci și multi-select și puncte duble. Mamă. Bravo! Lupta pentru putere în epoca medievală era corectă și consecințele de ținere puterii de un domn tiran. N-are nicio legătură drama romantică a un domnitor în conflict cu partenera sa de viață, că nu era în conflict cu partenera sa de viață, da? Și nici de cum lupta pentru putere și monografia statului transilvanian pentru că e statul moldovean. V-am prins. Bravo tuturor care ați răspuns corect. Mamă, mi s-a dublat cu gajul. Violeta cu inimioare is the highest climber. Bravo, Violeta! Raluca V, mamă, super Raluca, te distanțat, bravo. Hani, pe 2, Adina pe 3, Sofiana urca pe 4 și Raluca cealaltă pe 5. Bravo, bravo. Băi, Valentin, hai că ai promis că e locul întâi, concentrează-te și tu, toată lumea aici. Am dat tot așa, am dat răspunsul cu ele și nu mi-e la ea, nu știu de ce. Au o problemă cu tine asta. Nu înțeleg. Bine, merge mai departe. Double points din nou, mamă, ce vă rup cu astea ea. Motivația acțiunilor lui Ale este legată de iubirea și datoria pe care Domnitorul le are față de poporul său. Alexandru Pușnean, Alu. Fals. Ce le motivează pe el? Răzbunarea. Răzbunarea. Da, da, bravo, hai că ați răspuns toți. Și un răspuns a zis adevărat, e ok. Oh, bravo, 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 Hani. Ești pe val și ați răspuns de corecte consecutive și ai răspuns și rapid aici, deci te apropii de Raluca. Bravo, Adina. Bravo, infinit, la Sofie. Și bravo și Raluca. Hai și voi, campion și campionul, bagă mare, bagă tare. True or false? Spațiul scrie acolo, da? Fals. Că sunt precizate. Ok? Și asta conferă verosimilitatea acțiunii. Deci nu era adevărată, pentru că eu acolo am pus în întrebare timpul și spațiul acțiunii nu sunt precizate. Deci nu sunt precizate, e o afirmație falsă, pentru că ele sunt precizate. Ok. Bravo, Raluca. Cine știe în ce ani a domnit Răpușneanu? 1564-1569? Da. Bravo. Foarte bine. 5 ani. Asta ceva. Ca un mandat de președinte. Pe scurt. Adina. Bravo, infinit la Sofie. Asta e doar a doua domnie, acum...
Da, 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 a doua domnie, a doua domnie. La fel ca președință, care poate să aibă două mandate. Că altfel mai mult nu se putea. Băi, ăsta a fost prevestitorul modernității, Lăpușneanu. V-am mai zis că era mare șef. Hai să vedem cu următoarea întrebare. Quiz, multiselect. Ce tipuri de conflict avem în Ungheră? Conflicte. Ce tipuri de conflict avem în Ungheră? Politic, clar, care e cel principal, social, secundar. Romantic, nu. Să vă iasă din cap, că nu e vorba despre... Am o întrebare aici, în legătură cu romantic. Da. Eu știu că se termină, cum el ajunge până la urmă să nebunească. Bine, el își dă puterea și după o vrea din nou. Și atunci nu se pune ca și conflict romantic între el și soția lui, care până la urmă lasă pe fiul lui și l-omoară pe el într-un fel, că îi dă o travă. Da. Un conflict romantic pasiv, nu neapărat direct. Activ, cum să zic, adică manifestat. Pentru că el nu mai era în starea conștientă de a intra în conflict. Dar înțeleg ceea ce spui. Nu știu. Criticii nu identifică un conflict romantic în novelă. Ok? Acum că îmi spui acest lucru, tu, putem cumva să spun și asta, dar nu e atât de creionat și atât de, ca să zicem, evidențiat și ilustrat, precum sunt cele trei pe care le-am spus. Pentru că, până la urmă, e o novelă istorică. Nu e o novelă de telenovelă, să bagi conflicte romantice. Dar înțeleg ceea ce spui. Da. E debatable. Bravo, Raluca. Și bună întrebare. Bravo. Hani, super bine. Adina, tot așa pe val. Infinit la Sofie pe 4 și la Luca cealaltă pe 5. Bravo, bravo, bravo. Hai să băgăm următoarea întrebare. Multiselect. Mamă, cât am avut multiselect. Ce conține fiecare capitol? Hai că ați fost pe fază, bravo. Moto cu rol rezumativ, practic care conține o replică memorabilă a unora dintre personaje. Da, e același lucru, să știi, moto cu rol rezumativ, în interiorul său conține o replică memorabilă a unora dintre personaje. Reflecție nu era nicio reflecție și un element modern de factură realistă nu era. Bravo, bravo. Wow. Honey has a strike with 9 correct answers in a row. Bravo. 9 răspunsuri consecutive, asta înseamnă că poți să răspunzi corect acum 60 din 10. Wow, wow. Sunt curios cine va spune corect această întrebare. Bagă mare campionă și campionă, răspunde corect și depășește pe tine însuți sau însăți. Naratorul este... Pa, mă, ați rupt la întrebarea asta. Bravo, critic n-a zis nimeni. Deci i-ați reținut. Dos, que. Caracterizări prin epitete. Da, mai era. Dar n-am mai băgat-o aici. Deci omniscient, omniprezent, sobru, detașat. Totodată. Bravo, bravo, bravo. Hai să vedem podium. 9 răspunsuri din 10, Adina. Bravo, Adina, te felicit din toată inima. Hani pe 2. Bravo. Odată locul întâi la locul 2 și acum pe locul întâi Raluca. Felicitările mele!